Bine ați venit, dragi doamne și domni, care aveți soarele, luna sau ascendentul în săgetător. Fie că aveți o parteneră sau un partener în săgetător și sunteți curioși să vedeți ce energie are această persoană dragă sufletului vostru. Începe talarea lunii decembrie cu o colindă. Da, vă colind, dragii mei, să întineriți, să fiți sănătoși, să vă însănătoșiți, dacă aveți anumite neplăceri, să vă bucurați de prosperitate și abundență, să petreceți, bineînțeles, o lună decembrie deosebită și să intrați în anul 2024 cu multă speranță și cu multă încredere că va fi un an mult mai bun decât 2023, că vă va aduce ceea ce ați dorit din totdeauna. Dragii mei, să vă fie distracția frumoasă, da, să vă fie casa acasă, să vă fie masa masă și să pur și simplu să alegeți, să alegeți, dragii mei, să vă simțiți bine în luna decembrie. Începe metalarea în primul rând prin aprinderea unei lumânări și apoi am să vă prezint cărțile pe care le voi folosi. Aprind această lumânare pentru sănătatea tuturor, pentru voi și pentru sănătatea celor dragi vouă. Și totodată vorbesc și despre aducerea vindecărilor, aducerea împăcărilor și a regăsirilor de orice fel, de rezolvarea problemelor, de ce nu, și de acea găsire a unor soluții. Da, poate sunteți în căutări. Am să vă prezint cărțile. Pentru planul relațional avem Oracolul Îngerilor Romantici și Tarotul Iubirii. Apoi, în planul profesional, am aici Oracolul Arborilor Sacri și Tarotul Divin. Da? Mai am de asemenea, pe planul financiar, un oracol indian și un tarot, yoga se numește. Iar pe planul sănătății și al sufletului avem acest oracol al înțelepciunii pentru vindecare și un tarot zen, așa se numește. Păi, dragii mei săgetători, la mulți ani cu sănătate, să fiți bucuroși, să fiți sănătoși, dacă împliniți o anumită vârstă în luna decembrie, da, să vă meargă din plin, să fiți prosperi și toate cele bune să vină, ca și norocul în calea voastră. Să luăm cele trei decade. Considerăm perioada 1-10 decembrie, apoi 11-20 decembrie și a treia decadă este 21-31 decembrie. Și avem așa, dragii mei, în primul rând vorbim despre o iubire neîmpărtășită, dar n-aș numi-o chiar așa între 1 și 10 decembrie, aș numi o perioadă în care sunteți un pic pe lungimi de undă diferite, vă doriți lucruri diferite și este foarte important să vă axați, să vă focusați doar pe punctele comune, părerile comune, tocmai ca să evitați conflictele, da? Scoateți în față, evidențiați ce vă merge bine, da? Fiți recunoscători pentru acele aspecte comune de care încă vă puteți bucura. Ori pur și simplu vor veni spre voi persoane care nu sunt foarte atractive sau pe care nu le considerați interesante. Dar nu este exclus și faptul că nu va accepta o anumită persoană anumite propuneri pe care le faceți. Ce pot să mai văd, iată, este lucrul către parteneriatul vostru, faptul că dați o șansă relației, sunt multe împăcări, regăsiri, armonizări în perioada 11-20 decembrie, iar pentru 21-31 decembrie, iată cum avem această lună de miere, să vă bucurați de binecuvântarea unei vacanțe petrecute împreună. Fie că rămâneți la acasă, la cabana Plopumioara, fie că mergeți într-adevăr către anumite destinații preferate, da? Timpul petrecut împreună cu cei dragi, da? Între 21 și 31 decembrie este unul deosebit, da? Ce cărți vin să clarifice această iubire necondiționată, ca și cum n-ar fi suficientă atracție sau chimie ca relația să meargă?
V-am zis, este determinată de părerile diferite pentru anumite aspecte. Este aici o aventură benefică transformatoare în care poate plecați. S-ar putea chiar să ieșiți din anumite relații în care nu vă mai simțiți atrași să rămâneți. Da? Posibil și acest lucru, să plecați într-o aventură benefică transformatoare. Veți da o șansă relației, poate de pe 11 până pe 20 vă împăcați. Sau sunt împăcările unor perechi separate de mult sau chiar despărțite. Uite, am reciprocitatea în iubire. O parteneră, un partener vor recunoaște sentimentele pe care vi le poartă și voi veți recunoaște la fel, veți lăsa orgoliile la o parte. Și a treia perioadă, 21-31 decembrie, atenție la infidelități, atenție la ispite de orice fel, s-ar putea să fie o anumită persoană care să încerce oarecum să vină din trecut, să vă strice actuala relație sau chiar voi să fiți căsătoriți, dragii mei, sau persoana aceasta să fie căsătorită și totuși să-și dorească o anumită conexiune cu voi. Poate că veți face această alegere bazată pe moralitate și nu veți da curs unor avansuri. Ce pot să mai văd aici? Da, începem cu, sau continuăm de fapt, cu partea aceasta profesională. Din partea arborilor primim următoarele mesaje. Carpenul spune, stabilește limite, pune granițe, spune nu și ieși dintr-un labirint. Păi la serviciu, probabil că ați tot acceptat, fiind singurul serviciu sau un serviciu care vă place sau în care câștigați bine și nu v-ați permis să refuzați, dar parcă voi veți pune granițe, veți spune nu, veți spune uite atât pot să fac, mai mult nu. S-ar putea să conteze foarte mult, dragii mei, în sens benefic. Mărul pentru perioada 11-20 decembrie spune că depinde de tine. Este o alegere pe care tu o faci legată de un loc de muncă, legată de fișa postului, postul tău, colaborările pe care le ai. Nu subestima importanța merelor, da? Plăcintă cu mere sau mere consumate naturi, ori mere rase cu biscuiți. Nu știu de ce mi-a venit să spun asta, dragii mei. Depinde de voi o alegere, da, eu am zis de consum ca să vă inspire. Voi veți decide parcursul vostru profesional în această perioadă de miez de decembrie. Iar perioada 21-31 decembrie vine cu acest mesaj de la ULM, care spune, ceea ce a fost ascuns se arată, adevărul iese la suprafață. S-ar putea în aceste ultime 10 zile ale lui decembrie 2023 să aflați un secret sau voi să spuneți un secret în acest loc de muncă. Da, și e de bine că adevărul trebuie să iasă la suprafață, dragii mei, și lucrurile vor fi mult mai clare prin această modalitate. Da, veți ști pe ce să vă bazați. Clarificarea vine în felul următor. Prin stabilirea limitelor și a granițelor, spunând nu, ieșiți din labirint și iată, ieșiți și dintr-un cerc vicios, pentru că voi chiar nu reușeați poate să primiți cele mai bune comenzi sau nu primeați niciodată exact cât meritați. Tot timpul vi se rețineau din bani sau persoana aceasta din Taur, Fecioară, Capricorn nu vă dă cât meritați voi. Poate că veți reuși să faceți pace cu ceea ce urmează. Mesajul că depinde de tine, este o alegere, vine cu un 6 de spade. S-ar putea ca voi să aveți un conflict și voi să decideți dacă mergeți în continuare cu acea colaborare sau veți dori mutarea la alt departament sau chiar la un alt loc de muncă. Foarte interesant acest aspect. Iar ceea ce a fost ascuns se arată, adevărul iese la suprafață, vine și cu un 2 de monede. Aici voi cumpăniți, parcă alegeți între două opțiuni, parcă încercați să echilibrați parcă munca și cu finanțele. Da? Să vă placă ceea ce munciți, dar să și câștigați. Da? Să nu fie doar pasiunea cea care vă motivează. Și am ajuns la aspectul financiar pentru dragii mei, doamne și domn din Săgetător.
Și începem cu oracolul indian. Ia să vedem cum sunt aspectate cele trei decade. În primul rând vorbim despre un joker, da? Bani care vin, al 13 la salariu, poate între 1 și 10 decembrie. Câștigați ceva, o primă. Acest elefanțel cu trompa în sus reprezintă jokerul tarotului. Apoi, între 11 și 20 decembrie, văd armonia. Armonia vine cu bucurie între 1 și 6 decembrie sau pe 16 decembrie sau la ora 16. Da, armonia, pentru că primiți banii care vi s-au promis, reușiți să faceți cumpărăturile, să vă încadrați în bugetul respectiv. Iar perioada 21-31 decembrie, iată, vine cu multă putere financiară pentru voi. La ora 12, într-una din aceste zile, sau pe 21, foarte frumoase cărți. Să le și clarificăm cu acest tarot yoga. Ia să vedem ce spun, dragii mei, cum sunt mesajele tarotului. Legate de acest joker, iată, vorbim despre roata norocului. Păi da, dragii mei, că ele știu cărțile, dar spun același mesaj. Jokerul este roata norocului. Să luați și un bilet la loto, nu riscați prea mult, nu vă luați după mine, pentru că această etalare este pentru toți săgetătorii care urmăresc și de obicei se adună 1000 cel puțin de oameni. Nu riscați foarte mult, dar încercați-vă norocul între 1 și 10 decembrie să știți că veți avea noroc. Hai să vedem următoarele cărți. Între 11-20 decembrie, această carte, Armonia, iată, vine cu un 7 de bâte. Voi vă ridicați deasupra unor necazuri, voi primiți banii prin care dați datoriile sau reușiți să vă plătiți credite, investiți, vă luați apărarea, dar 7 de bâte poate vă anunță sau vă ajută persoane din berbecleu săgetător. Iar cartea 7 de cupe, cu această putere, dragii mei, e multă creativitate aici. E și putere financiară, dar și creativitate prin care să obțineți acești bani. De două ori 7 și un 10. Interesantă etalare pentru voi. Și am ajuns la planul sănătății și al sufletului. Să vedem din partea acestui oracol, al vindecării pentru sau al înțelepciunii pentru vindecare. Trebuie să renunți la un anumit viciu, la o anumită adicție între 1 și 10 decembrie. Sper, dragii mei, să aveți parte de tot ce poate fi mai frumos. Să vedem în continuare care sunt aspectele. Notificări, zice perioada, iartați-mă, între 11 și 20 decembrie, să faceți o mică schimbare și să observați efectele ei. O mică schimbare în stilul de viață, să vă culcați cu o oră mai devreme, să renunțați la anumite obiceiuri care vă prelungeau stresul, să schimbați ceva în comportament, în atitudine, în aspectul dumneavoastră, pentru că această mică schimbare va aduce schimbări în toată viața voastră, să aveți încrederea aceasta și vă veți evalua relațiile și colaborările în perioada 21-31 decembrie. Veți vedea cui anume acordați atenția voastră, sentimentele voastre, emoțiile voastre. Hai să vedem și ce spune tarotul Zen. Uite, legat de aceste obiceiuri negative. Păi avem, dragii mei, aici răbdarea. Răbdarea, în general, să știți că vorbește despre faptul că lucrurile bune nu se pot obține brusc. Deci dacă voi vreți să renunțați aici la un viciu sau un obicei negativ, nu veți putea face în primele zile. Veți mai cădea, veți mai recădea în această adicție. Dar important e să nu renunțați. Chiar dacă recădeți, totuși să reveniți la, da, cam în 9 luni sau, da, trebuie să așteptați parcă un moment potrivit. Hai să vedem în continuare ce anume anunță cărțile.
Să observați această schimbare subtilă, este clarificată de ieșirea din zona de confort. Nu știu dacă aici este și o persoană din RAC Scorpion Pești care să vă ajute în ieșirea aceasta dintr-o zonă de confort. Voi trebuie să faceți, se pare, o schimbare care nu vă este foarte comodă, dar vă va aduce modificări foarte clare ale stării voastre de sănătate, ale mimei voastre, dar ale felului vostru de a vă simți. Iar legat de evaluările relațiilor în care merită să rămâneți, cât timp să acordați anumitor rude, anumitor persoane dragi, prietenilor apropiați, iată, aveți fulgerul. Este ca și cum aici un berbec vine și vă spune să refaceți această analiză, da? Ori fulgerul poate reprezenta și o dorință voastră să vă reconectați cu anumiți membri de familie și că poate vor mai fi niște discuții clarificatoare între voi, poate n-au fost chiar întotdeauna lucrurile roz, însă sunt sărbătorile, vine iertarea, vine pacea și armonia. Foarte frumos, dragii mei, eu chiar sper să aveți, dragi săgetători, o lună decembrie deosebită și să petreceți alături de cei dragi și să vi se așeze astrele așa cum aveți voi nevoie. Nu uitați, normal, să faceți tot ce vă stă în puteri în direcția a ceea ce vă doriți. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și m-aș bucura să reveniți și la celelalte etalări pe care le voi face cu drag pentru dumneavoastră. Să aveți o lună decembrie minunată! La revedere!